În parteneriat cu autoritățile locale, Asociația Betania a demarat proiectul celui de-al 11-lea centru construit de voluntari veniți din Olanda. Construcția a fost începută în urmă cu 2 săptămâni, urmând a fi inaugurată curând. Al câtelea centru este? Dacă vorbim de mediul rural, în sistemul care construim, este a 11-lea centru care construim cu voluntari din Olanda. E o construcție care a început acum 2 săptămâni și momentan ridicăm preții. Noul centru de zi își propune să sprijine îndeosebi copiii din comuna Plopana, care vor avea posibilitatea să se pregătească la un nivel comparabil celui din localitățile urbane. Vor beneficia totodată persoanele lipsite de sprijin, acestea fiind implicate într-un program care oferă servicii de consiliere. Beneficiarii vor fi marea majoritate copii cu dizabilități, dar în același clădire vom înființa și servicii de consiliere pentru părinți și chiar și pentru bunici, pentru că comunul se confruntă cu probleme de plecare părinților în străinătate, dar cel mai mult vor fi copii. Proiectele asociației sunt în continuă derulare. După finalizarea proiectului în lucru din comuna Plopana, Asociația Betania va demara un proiect în luna iunie, construirea unui dispensar în satul Găbești din comuna Podutorcului, pe care și-au propus să-l finalizeze în 3 săptămâni. Cum au primit localnicii vestea? În general, noi construim și clădire și relațiile cu localnici și dacă mă refer la Plopana, unde am început construcții, acolo deja sunt implicați localnici la diverse lucruri, la gătit, la ajut, adică e să construiesc relațiile. Localnicii au fost încântați de ajutorul oferit de Asociația Betania, iar voluntarii olandezi au devenit imediat vedetele satului. Vedete care vreme de câteva săptămâni se vor afla în slujba comunității, iar în timpul liber vor experimenta traiul de zi cu zi al localnicilor din Plopana.